Fiului și al Sfântului. Amin. Prea iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Mulțumim ca de fiecare dată dragostei lui Dumnezeu care, după momentele de bucurie pe care le-am petrecut împreună, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, la aceste două sărbători care au trecut, am vrea fiecare dintre noi felul acela frumos și statornic să-l putem împrăștia peste tot. În primul rând, peste fiecare dintre noi să se vadă lumina aceea, bucuria Cuvântului lui Dumnezeu, care pe fiecare dintre noi ne-a mai urcat o treaptă spre Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care totdeauna face mișcarea aceasta a sufletului. Când cel care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu dorește lucrul acesta, deschizând inima, mintea, să poată să înțeleagă tainele lui Dumnezeu care vin spre fiecare dintre noi, cu atâta bucurie fiecarea dintre noi, dându-ne pacea minunată și sfântă pe care și de care are nevoie orice om pe pământul acesta. E așa de frumos când fiecare dintre noi în locul acesta, în fața lui Dumnezeu, unii cu alții împreună, ne rugăm ca de fiecare dată Cuvântul lui Dumnezeu să vină spre fiecare dintre noi în felul cel mai frumos de care avem noi fiecare nevoie. Despre problemele, despre necazurile, despre durerile sau bucurile noastre. Și El vine așa cum îl dorim noi, așa cum fiecare dintre noi dorim lucrul acesta, Dumnezeu cu mâna Lui largă vine și ne-L dă fiecare dintre noi. Ce minunate cuvinte fiecare dintre noi ascultăm în momentele în care suntem aici în fața lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează pe fiecare dintre noi și ne pune în oglinda și în lumina aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu. El totdeauna dorește ca ființa noastră să poată să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și apoi, față de Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să ne cercetăm unde stăm cu viața și cu starea noastră. Acesta e înțelesul cel mai frumos în strângerea noastră binecuvântată. Și El vrea să ne spună fiecare dintre noi să ne pregătească pentru vremurile în care ne trăim. Și mai mult de atât să ne pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, cum a început și astăzi, ca de fiecare dată în lucrarea lui Dumnezeu, cu imnul acesta frumos al credinței, prin care Sfântul Pavel, la capitolul 11 la Evrei, citea, fratele, el așa se cheamă, imnul credinței, cum Sfântul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 13, ne dă și ne arată nouă imnul dragostei, pe care noi, fiecare dintre noi, să înțelegem darurile lui Dumnezeu, care prin Cuvântul Său vine să ne deschidă nouă, oameni simpli, dar cu aceeași valoare în fața lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem aceeași valoare în fața lui Dumnezeu. De aceea Cuvântul prin Sfântul Ioan a spus: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, n-a făcut deosebire între oameni, unii fiind mai înalți, alții mai jos, unii mai bogați, alții mai săraci. Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, așa de frumos prin Sfântul Ioan, ne-a dat nouă să putem să înțelegem că suntem și avem aceeași valoare. Și fiecare dintre noi trebuie să ne ajutăm la mântuirea aceasta. E darul lui Dumnezeu care a venit spre fiecare dintre noi și ne-a făcut fiecare dintre noi o chemare minunată. Nu-i puțin lucru că suntem în locuri ca și acestea, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, fiecare dintre noi, din dragostea și mila lui Dumnezeu, am venit în locul acesta să putem fiecare dintre noi să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Pentru că ajunge în împărăția lui Dumnezeu nu se poate oricum.
Și trebuie ca fiecare dintre noi, dacă n-a fost vremea sau timpul, să dăm jertfele acestea pe care le-au dat, așa cum a citit fratele, și le-a dat lucrarea oastei Domnului în vremea trecută. Și aceasta, în felul că acum, în această după-amiază, fiecare dintre noi, prin lucrurile, prin vremurile prin care trecem, prin muncile pe care le avem, suntem obosiți și am fi putut sta acasă să ne odihnim. Suntem în locul acesta pentru că nu putem fără frați. Și așa trebuie să înțelegem noi, căci cuvântul lui Dumnezeu, fratele Traian, așa ne-a spus. Căci nicăieri, chiar dacă ne-am fi odihnit noi, trupește acasă, uitam, pierdeam binecuvântarea lui Dumnezeu, cuvintele acestea. Și noi nu eram prezenți. Și atunci când se făcea strigarea aceea, în data putare, ai fost acolo. Noi trebuia să strigăm că am fost absenți. De aceea să mulțumim lui Dumnezeu că suntem prezenți. Dar mai mult de atât, să plecăm fiecare dintre noi din astfel de întâlniri, cu o stare duhovnicească, cu un folos în sufletele noastre, cu un gând bun, ca orice suflet să poată să se ridice în un pas pe Dumnezeu. Aceasta e scopul întâlnirilor noastre, aceasta e dorința Duhului lui Dumnezeu, aceasta a fost dorința Părintelui Iosif, care a vrut pe fiecare dintre noi să ne poată să ne ridice la stări minunate pe care nu le-am avut și nu le-am știut până când prin dragostea și prin Duhul lui Dumnezeu n-a venit până la noi în vremea aceasta prin această lucrare. Ce minunat când dorim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ce minunat când cuvântul lui Dumnezeu vine așa de frumos pe fiecare dintre noi și ne face fiecare dintre noi inima noastră, ghesul acesta să ne cercetăm și să spunem trebuie să mai lucrăm o treaptă spre Dumnezeu. Trebuie să lăsăm multe din viața noastră, avem atâta zgură pe trupurile noastre. Avem atâta zgură în ființa noastră, este poate atâta negură și atâta ceață. Numai în fața cuvântului lui Dumnezeu putem noi să ne luminăm de puterea aceasta care vine numai prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt pe care l-am sărbătorit noi împreună și am vrea noi, toți din locul acesta și cei care vor asculta mai departe, să fim încredințați puternic. Așa cum a început acest apostol. Și credința este o încredere neclintită. Astăzi să fim într-un fel și mâine în alt fel. Nu e o credință statornică adevărată, ci cuvântul lui Dumnezeu. Să rămânem aceiași pentru totdeauna. Aceasta e credința adevărată. Orice ar fi să pătimim sau să suferim, orice ar trebui să plătim fiecare dintre noi, nu știm când, la vremea când Dumnezeu poate va fi sau nu va fi. Noi să fim pregătiți pentru felul acela. De aceea ne îmbărbătăm prin cuvântul Său în astfel de stări. Nu știm fiecare dintre noi vremea și zilele noastre pe care le vom petrece, ce va veni. Dar cuvântul lui Dumnezeu e așa de minunat că le pregătește pe noi înainte de a ajunge la starea și momentul acela. Chiar dacă nu va trebui, spune cântarea fratului Traian, chiar dacă nu va trebui adus această jertfă, noi să fim pregătiți pentru ea. Și am vrea ca fiecare dintre noi să ne bucurăm în ziua de astăzi de stările și momentele pe care le petrecem. Ce lucruri minunate învățăm noi din cuvântul lui Dumnezeu prin descoperirea Duhului Sfânt. De aceea cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Matei așa de frumos ne-a spus nouă astăzi în această Evanghelie. Capitolul 10, versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce frumos cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe fiecare dintre noi. Cine mă mărturisește pe mine? Cuvântul lui Dumnezeu este așa de clar și categoric. În felul acesta în care suntem noi, în momentele acestea, în binecuvântarea lui Dumnezeu, nu vrem și nu dorim niciodată să auzim sau să aducem cuvintele noastre.
Nu vrem să aducem alte lucruri care nu aparține cuvântului lui Dumnezeu. Ci cuvântul lui Dumnezeu astăzi ne învață că ori de câte ori mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea aparține minții, a științei, a înțelepciunii pământești, prin cercetarea, prin școala pe care o facem. Mărturisirea vine din inimă. El este fiorul acela, este Duhul lui Dumnezeu care este pus în acel suflet care dorește să poată să facă lucrarea aceasta, misiunea aceasta. De aceea Sfântul Matei așa de frumos ne îndeamnă, cine mă va mărturisi pe mine? Totdeauna cuvântul lui Dumnezeu are putere spre suflete. Totdeauna nu vrem să auzim și nu vrem să știm de altceva, pentru că Sfântul Pavel așa de frumos ne-a învățat, căci n-am avut de gând să știu altceva între voi. Cu orice întâlnire, decât de Iisus și de El răstignit. Cine a ajuns la treapta și la înțelegerea aceasta a cuvântului Dumnezeu, toate celelalte se rezolvă. Și mai mult de atâta, nimic nu este înaintea cuvântului Dumnezeu. Nimeni nu poate pune înaintea Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu, alte lucruri. Toate au rânduiala lor și fiecare dintre noi să înțelegem felul minunat cum cuvântul lui Dumnezeu le-a așezat. Și noi să nu facem altfel decât așa cum El vrea să vină spre fiecare dintre noi. Noi n-am știut lucrurile acestea, de atâtea ori spunem și mărturisim lucrurile acestea. Dacă n-ar fi avut părinți ca părintele Iosif, care în vremea aceea, grea, în vremea când păcatul era la culme ca și în vremurile de astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu a primit mesajul acesta dumnezeiesc. Să poată, prin darul lui Dumnezeu, să aducă o lucrare minunată în biserica și în poporul nostru. N-au mai fost. De multe ori și prin multe locuri auzim noi că ar mai fi fost, fraților și surorilor. O asemenea lucrare n-a mai fost. Este lucrarea de mântuire, este vremea ce din urmă, prin care orice suflet care dorește lucrul acesta, primește din partea lui Dumnezeu încredințarea aceasta puternică în inima lui. Și cu gândul acesta și cu această credință frumos, să poată să treacă prin valurile lumii acesteia. Noi nu vrem de fiecare dată să spunem vorbe, ci vrem ca simțământul și fiorul Duhului lui Dumnezeu, prin această lucrare prin care părintele Iosif, prin care frații noștri, fratele Traian, să putem fiecare dintre noi să simțim în inima noastră, căci din inima noastră să poată să vină dorința aceea frumoasă și minunată, că vrem să-i slujim lui Dumnezeu. Nici din obligație, nici din forțare, nici din lucrurile acestea care n-ajută și ele merg doar până la un moment. Merg și ele, dar până la un moment. Până când vine ispita, până când vine încercarea. Și atunci dacă n-am fost zidiți pe stânca Golgotei, fiecare dintre noi cădem. O, câte lucruri s-au întâmplat și în lucrarea lui Dumnezeu. Avem prin istoria ei mărturisire extraordinară. Frați care într-adevăr făceau lucrul lui Dumnezeu. Și au fost vremuri grele, când n-au stat de strajă să vadă ispita și au căzut. Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează. Numai cine este sădit în stânca Golgotei, numai cine a ajuns la înțelegerea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este acela care face lumină în ființa noastră. După ce am ajuns la starea aceasta, fiecare suflet, nu mai trebuie să-i spui să facă sau să nu facă, ci cuvântul lui Dumnezeu îl învață, pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care a spus, ne va învăța despre orice lucru avem nevoie de pe pământul acesta. Credem noi lucrul acesta? Dacă da, atunci El să se vadă în fiecare dintre noi. Nimeni să nu punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni să nu punem la îndoială lucrarea lui Dumnezeu. Această lucrare minunată, oastea Domnului, care fiecare dintre noi ne-a adus bucuria aceasta. Și felul acesta frumos de a putea fi împreună, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a asculta aceste cântări care nu se găsesc nicăieri
Îs ca aurul peste tot. Oriunde te duci și oriunde te întâlnești cu suflete care n-au auzit o astfel de cântare. Oameni în vârstă, am atâția ani, peste tot spun, n-am auzit astfel de cântări. De unde sunt acestea? E necunoscută poate această lucrare. Mai mult de atât, pentru că e necunoscut Domnul Iisus. Dar noi care am avut darul acesta, chemarea aceasta, cum stăm noi față de chemarea și felul acesta? Fiecare dintre noi e momentul și e starea să putem să ne cercetăm ființele noastre. Și fiecare dintre noi să facem lucrarea aceasta minunată. Dacă mărturisim cuvântul acesta, taina aceasta are un înțeles așa de mare. Mărturisirea aceasta, nu numai prin cuvânt, în felul acesta în care ascultăm noi. Mărturisirea aceasta o putem face fiecare dintre noi în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu ne-a pus pe fiecare dintre noi. Ea se va vedea în felul cât am înțeles noi, cât am auzit cuvântul lui Dumnezeu și cât am dorit noi să putem să-L transformăm, să-L punem în viața noastră, să creștem într-o făptură nouă, duhovnicească, deosebită. Spunea cineva, e așa de important, nu felul că noi suntem în lumea aceasta și nu facem lucrurile acestea pe care le fac oamenii de astăzi. Deosebirea este când ei văd la noi și își pun întrebarea, de ce nu faci așa? E un lucru așa de mare când fiecare dintre noi înțelegem că taina lui Dumnezeu, prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, este aceasta. Căci noi nu facem ceea ce se face astăzi în lume. Căci noi, în după amiaza aceasta, suntem în locul acesta unde ascultăm sub Duhul lui Dumnezeu, cuvântul Său, cântăm cântările acestea și nu suntem în alte părți, cum sunt atâția. Asta e deosebirea. Și pentru aceasta își pun oamenii întrebarea. Și am vrea fiecare dintre noi, în felul acesta, să putem să rămânem statornici până la sfârșitul vieții noastre, numai în felul acesta, prin dovada aceasta minunată și binecuvântată. Fiecare dintre noi dăm dovada aceasta, căci Duhul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, a bătut și la inimile noastre. Și așa de frumos, cuvântul lui Dumnezeu, mai departe, Sfântul Evanghelist Matei vine și ne pune în față toată ființa noastră pământească și ne dă fiecare dintre noi niște îmbărbătări extraordinare prin care fiecare dintre noi să putem să le înțelegem. Versetul 37, cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cuvântul lui Dumnezeu vine să ne aducă fiecare dintre noi și fiecare sau mulți dintre noi suntem într-adevăr familiari cu copiii. Fiecare dintre noi avem tinerii părinți. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi vrea să ne învețe că nimic nu este al nostru. Noi am primit din partea lui Dumnezeu toate lucrurile pe care le moștenim și le trăim pe pământul acesta. Nimic nu este al nostru. El vine să ne pregătească pentru o vreme când fiecare dintre noi poate vom trece prin încercări mai deosebite în viața noastră. Și El vine să ne pregătească dinainte, că ele nu sunt ale noastre. Și Domnul când vrea să ni le ia, ni le ia. Dar noi să avem încredințarea aceasta, căci de la El sunt și trebuie. Fiecare dintre noi, în vremea când trece, poate prin încercări sau necazuri, să rămânem toți statornici așa cum am rămas atunci când le-am primit din partea lui Dumnezeu. Cine iubește? Înaintea iubirii lui Dumnezeu nu poate trece nimeni și nimic. Chiar cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, mamă, tată, fiu, soț, soție. Și El spune așa de frumos prin cuvântul Său, învățați de la mine, iubirea aceasta noi nu o cunoaștem.
Dacă nu învățăm de la Domnul iubirea și dragostea, chiar de părinți, chiar de copii, chiar de mamă, chiar de tată, de multe ori este o iubire falsă. Și am văzut multe în viața pe care am trecut-o. Am văzut noi multe și dau un exemplu pământesc pe care le știu toți și copiii și frații, când sunt anumite aniversări și vin cu atâta fas, cu flori, față de soție, față de copii. Și numai puțin trece timpul și vine cu alte lucruri. Nu e o iubire adevărată. E falsă. E de formă. Numai cine a înțeles să-L iubească pe Domnul și a învățat de la Domnul Iisus, știe atunci să iubească și pe mamă, și pe tată, și pe fiu, și soție, și copil. Acesta e adevărul lui Dumnezeu. Și dacă nu înțelegem, fiecare dintre noi să putem să ne cercetăm și să vedem că adevărurile lui Dumnezeu rămân totdeauna unice, neschimbate. Dar iubirea noastră de oameni pământească este totdeauna schimbătoare. De aceea, esența cuvântului lui Dumnezeu este aceasta, să putem să mărturisim, să iubim pe Dumnezeu și să învățăm de la El. Pentru că El este bun și în dragostea Lui, cu mână largă, vine și ne dă fiecare dintre noi toate lucrurile prin care fiecare dintre noi să rămânem încredințați pentru totdeauna. Că dragostea lui Dumnezeu și începutul minunat al iubirii Lui prin jertfa de pe cruce, când noi încă eram păcătoși, n-a cerut, n-am avut noi niciun merit pentru lucrul acesta, ci din dragoste pentru noi. Fiecare dintre noi, din dragoste, să putem să facem lucrul acesta, legătura aceasta, iubirea aceasta. De multe ori iubim și adevărat părinții noștri așa de frumos, dacă le dă un dar. Copiii, dacă li se dă un dar, iubește părinții. Dar atunci când se schimbă lucrurile, desigur că nu mai iubesc. Domnul Iisus a venit din dragoste pentru fiecare dintre noi să ne dea iubirea aceasta sinceră și adevărată, prin care fiecare dintre noi să putem să ne încredințăm totdeauna și toată viața în mâna Lui și apoi împreună. Apoi împreună, ajungând cuvântul lui Dumnezeu la inimile noastre, să putem înainta pe drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul!